Salutare, dragii mei, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom face un aperitiv delicios cu foietaș pregătit în casă, bacon și cașcaval. Este o rețetă extrem de bună și ideală pentru sărbătorile de iarnă, dar nu numai. Deci să începem rețeta. Pentru început vom avea nevoie de 500 de grame de foietaș de casă. Dacă nu aveți foietaș de casă sau nu vreți să-l pregătiți, puteți să cumpărați foietajul în magazin. Vom întinde o foaie subțire, așa cum vedeți că procedez eu, după care deasupra vom presăra 100 de grame de cașcaval răzuit, 80 de grame. Iar acum vom adăuga 80 de grame de bacon tăiat foarte, foarte mărunt. Vom apăsa puțin cu mâna, după care vom împături aluatul în acest fel. Dacă doriți să faceți foietaș de casă, voi lăsa în cutia de descriere și rețeta cum să pregătiți foietajul. Este foarte ușor! Iar acum vom mai întinde puțin aluatul. Preîncălziți cuptorul la 190 de grade Celsius. Eu îl voi tăia în jumătate pentru că este foarte mare. Iar acum această jumătate o vom tăia în șuvițe, așa cum vedeți că procedez eu. Șuvițele să nu fie nici prea groase, dar nici prea subțiri. Și vom răsuci șuvițele așa cum vedeți că fac eu și le vom așeza în tava cuptorului tapetată cu hârtie de copt. Le vom unge cu ou deasupra. Vom presăra deasupra semințe de susan sau mac, ceea ce preferați. Și vom da tava la cuptor pentru 20 de minute la 190 de grade Celsius. Și gata, este prima noastră tavă de aperitive sau sărățele, se pot numi și sărățele. Le vom lăsa să se răcească puțin în tavă, după care le vom scoate pe un grătar. Și vom continua până vom termina de copt toate sărățelele. Dacă doriți și puteți și aveți timp și aveți chef, este mai bine să faceți aluatul de foietaj în casă. Sărățelele sau aperitivele vor fi mai delicioase. Iar acum nu-mi rămâne decât să vă doresc spor la treabă. Și dacă v-a plăcut rețeta mea, vă invit să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like, să distribuiți și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup și numai bine! Ciao!